Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la Obiectiv Strategic. În această seară îl avem invitat, evident, ca de fiecare dată, pe Răzvan Munteanu, invitatul nostru permanent din partea Global News Intelligence. Bună seara! Și invitatul acestei emisiuni cu tema noastră de astăzi, Darie Cristea. Bună seara, Darie! Bună seara! Vom discuta în această seară despre perspectivele de viitor ale Turciei în cadrul evenimentelor din Orientul Mijlociu. Bine ai venit, Răzvan, ca de fiecare dată. Bine te-am regăsit. Ținând cont că te-am și înlocuit de câteva ori când nu ai putut ajunge. Mă bucur să te revăd în această masă. Am înțeles. Deci îți place să înțeleg că îți place mai mult postura de invitat permanent decât de moderator. Categorie. Răzvan, haideți să vedem pentru început cum trebuie înțeleasă intervenția militară a Turciei din Siria. Oficial, intervenția militară a Turciei este împotriva statului islamic și a grupării paramilitare kurde PKK, lucru pe care Ankara l-a recunoscut. Nu oficial, problema este, bineînțeles, mult mai complexă decât pare la prima vedere, pentru că așa stau lucrurile în regiune de foarte mult timp. Pentru prima dată în ultimii 13 ani de când a preluat puterea, Partidul Justiției și Dezvoltare, condus de către președintele Recep Tayyip Erdogan, care până nu de mult a fost premierul țării și cel mai puternic om din stat, ținând cont că Turcia este republică parlamentară la ora actuală. Pe data de 7 iunie 2015, Turcia a pierdut majoritatea voturilor a electoratului, nemai putând să treacă de pragul de electoral de 50%, formând de unul singur guvernul. Bineînțeles, se vede nevoie să facă o alianță cu alte parte din opoziție. Este greu să vedem ce se va întâmpla. Cel mai probabil negocierile vor eșua, iar conform Constituției, președintele Erdogan va putea cere din nou alegeri anticipate. Intervenția împotriva curzilor vine și ca urmare a pierderii electoratului kurd al partidului lui Erdogan, pentru că politica vis-a-vis de statul islamic pe care Erdogan a avut-o în Siria a avut un efect de bumerang pe plan intern. Pe 7 iunie 2015, electoratul kurd a votat nu numai împotriva lui Erdogan, împotriva partidului său, ci și pentru partidul HDP, primul partid al kurzilor care intră în Parlament în întreaga istoria Republicii Turce. Până acum, cei drept curzi au avut deputați aleși în Parlamentul Legislativ de la Ankara, dar aceștia fie au fost aleși pe listele altor partide, fie au candidat independenți, iar conform Constituției, dacă depășești un prag electoral de 10% din regiunea în care ești ales, devii automat parlamentar în legislativul din Republica Turcă. Fiind slăbit pe plan politic, Erdogan s-a văzut nevoit să încerce să recâștige ceea ce a pierdut prin pacea cu PKK și anume votul naționaliștilor. Drept urmare, evenimentele sunt simple din acest punct de vedere, consider eu. A rupt acordul de pace istoric pe care l-a avut cu PKK, un acord de pace care a fost început în martie 2013 și a durat până acum câteva săptămâni. Al treilea acord din istorie și cel mai lung dintre toate. Intervenția împotriva ISIS este și o intervenție împotriva PKK-ului și a celelalte formațiuni din Siria, care sunt pe care să-și obțină autonomia teritorială, ținând cont de avansul militar pe care l-au făcut practic în zona kurdă, inclusiv în regiunea orașului Kobane, unde anul trecut, în toamnă, armata turcă nu a intervenit să sprijine curzii împotriva statului islamic. Practic, în aceste regiuni, Peshmerga și PKK, forțele militare kurde, controlează regiunea. Iar obiectivul Ankara este dublu, din acest punct de vedere. Unu, limitarea oricărei posibilități ca să apară un stat kurd la granițele sale, lucru pe care Ankara nu-l acceptă, cel mult sub o formă de autonomie teritorială în cadrul Irakului și probabil a Siriei, cu un guvern pro-Ankara. Și, bineînțeles, lupta împotriva statului islamic, pentru că nu poți lupta împotriva curzilor fără să lupți împotriva statului islamic. Darie, apropo de ce a spus Răzvan, totuși există foarte multe semnale și voci
care spun că Turcia sprijină statul islamic. Sunt mai multe forme și mai multe feluri. Este Turcia un stat sponsor al terorismului? Asta este exclus. Adică îmi dau seama că, din punct de vedere al unei știri, e o chestie care poate să fie, să spune, simpatică așa, și pentru occidentali și pentru zonă, inclusiv pentru neprietenii Turciei, mai ales din zonă, dar și pentru cei din Uniunea Europeană. E exclusă chestiunea asta. Pe de altă parte, Turcia traversează într-adevăr o perioadă de probleme interne. Prin alegerea președintelui Erdogan s-a crezut că, mergându-se totuși pe un regim de continuitate, dar un regim care după standardele europene ar fi considerat un regim autoritar, se asigură un tip de stabilitate internă a Turciei în contextul în care Turcia este efectiv prinsă între două zone foarte fierbinți și are contact direct cu ambele. Și aici vorbim de zona Mării Negre pe de o parte, de ceea ce în general numim Orientul Mijlociu pe de altă parte. În realitate sunt foarte puține state care și-au asumat niște intervenții ferme, directe și până la urmă militare împotriva statului islamic. Avem pe de o parte exemplul Iordaniei, avem exemplul Turciei, nu vorbim de eforturile guvernului sirian, pentru că Siria e vizată direct, în sensul că lucrul deja se petrece pe propriul teritoriu, deci e în ușor altă situație decât Turcia sau Iordania. Turcia sau Iordania sunt cam singurele țări în momentul de față din zonă sau cu o expunere foarte puternică în zonă, care își dau seama că interesul lor este ca pe proprie teritorii să nu se producă o infectare cu virusul ăsta al statului islamic. Alegerile astea sunt problematice dintr-un motiv foarte simplu. S-a mizat pe faptul că partidul președintelui ar putea să câștige în continuare alegerile, cum o tot face din 2002, dacă mi-aduc foarte bine aminte. Și se putea merge pe un regim iarăși de continuitate și din punctul ăsta de vedere. Se pare că lucrul ăsta nu s-a reușit. Deja se discuta chiar astăzi de dimineață despre o fixare a legilor anticipate mult mai aproape decât se credea la început. A fost o discuție la începutul verii, se zicea că dacă nu deșuează negocierea asta pentru formarea guvernului, s-ar putea discuta prin octombrie-noiembrie de legi anticipate, s-ar putea să ne trezim în maxim o lună cu legile anticipate pe acolo. În sine, ăsta nu e un semn neapărat de instabilitate, e un semn ciudat pentru o societate și pentru un sistem electoral cum e cel turcesc, dar pe de altă parte e probabil singura chestiune care poate să rezolve problema, în măsura în care electoratul percepe că lipsa unui guvern în această perioadă sau tensiuni în jurul formării guvernului în această perioadă nu au cum să fie decât disfuncționale pentru tot ce ar trebui să se întâmple în anul ăsta și eventual în perioada imediat următoare. Acum, e un specific al acestui sistem electoral foarte interesant, pentru că în momentul în care un singur partid care reușește să dea guvernul din 2002 încoace, deci vorbim deja de 12 ani, de 3 legislaturi, da? Când de 3 legislaturi ai un singur partid care practic dă guvernul și care reușește să facă o cotă foarte serioasă din Parlament în alegeri, automat absolut toate celelalte partide mai mari devin opoziția. E o opoziție forjată în 12 ani. Nu e vorba pur și simplu de... Nu există un tip de cultura coabitării, nu există o cultura negocierii politice, pentru că niciodată nu a fost nevoie de așa ceva. Date fiind toate variabile astea care definesc sistemul electoral turcesc, inclusiv regimul ăsta, repet, care din standarde europene e clar un regim totuși autoritar, nu ai cum să obții un tip de negociere care să favorizeze un guvern de, cum îi spunem noi aici, de Uniune Națională sau un guvern de consens, o coaliție largă din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, când ne uităm la scorul obținut pe 7 iunie, vedem că acolo ne aflăm în fața unui electorat extrem de împărțit, inclusiv din problematici care țin de aspecte geopolitice, aspecte identitare, mulțumire, nemulțumire cu ce s-a întâmplat până acum în termen de guvernare, cu imaginea președintelui, cu modul în care se desfășoară economia asta a unei Turcii care totuși de 4 ani încoace spune că nu a cunoscut criza, dar se pare că lucrurile nu stau chiar așa și niciun caz nu stau chiar așa pentru întreaga Turcie. E o țară cu diferențe foarte mari de la zonă la zonă, cu diferențe foarte mari de la comunitate la comunitate, pe care le-a gestionat într-un fel, să spunem, printr-un sistem politic, repet, autoritar, printr-un sistem politic care investea foarte mult în statul secular și care, uite, acum se confruntă cu niște
tensiuni zonale, da, care aduc la suprafață totuși niște variabile religioase foarte periculoase și se confruntă pe de altă parte și cu un soi de presiune spre liberalizare, democratizare, o presiune europeană care, culmea, va scoate la suprafață și aia tot dreptul la opțiuni minoritare, dreptul la anumite manifestări religioase în ultima instanță, care nu sunt tocmai ce se așteaptă Europa de la Turcia, dar sunt ceea ce o parte a societății turce ar înțelege prin democratizare, liberalizare și așa mai departe. Și atunci problemele astea care s-au ținut sub capac cu un anumit tip de sistem politic tind să se acutizeze. De aceea și președintele Erdogan vedem că merge mult pe ideea unui guvern de coaliție, indiferent cu cine s-ar putea face, dar să se facă mai repede, așa fel încât să se asigure o formulă de guvernare. Legat de minoritatea kurdă, într-adevăr, avem al patrulea partid din Parlament. Sunt patru partide care au intrat practic în Parlament. În Turcia sunt foarte multe partide, sunt peste 20. Dar sistemul ăsta cu pragul electoral de 10% favorizează doar partidele mari în ideea intrării între cei 550 de parlamentari. Pragul de 10% este un prag național, ca în orice sistem electoral. Asta face că, de exemplu, partidele kurde, care de obicei erau partide regionale, doar în zona aia, de obicei de sud-est, unde e o minoritate kurdă semnificativă, deși obțineau scoruri impresionante acolo, la nivel național nu reușeau să tragă pragul electoral. Pragul electoral, trebuie să ne gândim că este foarte mare. Țările europene cunosc praguri electorale de 3%, 2%, 5%, hai 7% pentru coaliții de partide înscrise la tribunal, dar în general pragul electoral rezonabil în, între ghilimele, lumea civilizată e cam de 5%, 10% e un prag electoral uriaș. Eu înțeleg utilitatea unei asemenea prag electoral, în sensul în care nu vrei ca Parlamentul să fie reprezentat de diverse forțe care să fărâmițeze politic țara. Asta este miza Turciei. Da. Ideea este să se simplifice, să se pună accent pe unitate și pe partidele care au reprezentare națională pe întreg teritoriul național. Să nu uităm că vorbim de o țară totuși întinsă, inclusiv teritorial, mare și ca populație, deci înseamnă că e destul de dificil să faci pragul electoral. Și desigur pe undeva este și o tendință împotriva accentelor autonomiste sau mai rău ale separatiste ale minorității kurde. În mod evident se întâmplă și chestiunea asta, pentru că pragul e calculat în așa fel încât, indiferent cam ce scor obții acolo ca partid, să nu reușești să intri în Parlament. E adevărat că e o prevedere acolo care facilitează accesul în Parlament fără prag electoral al candidatului independent. De-aia sunt mulți candidați independenți de-a lungul timpului care au reușit să reprezinte minoritatea kurdă în Parlament. E o chestiune destul de democratică, destul de corectă din punctul ăsta de vedere. Dar, repet, trebuie să înțelegem totuși cu instrumentele, cum să spunem, Orientului apropiat. Pentru că nu poți să aplici pe orice mozaic cultural, economic, pe problemele zonei, poți să aplici niște standarde care poate se potrivesc în Europa Centrală, în Europa Vestică și așa mai departe. Corect. Darie, în contextul acesta, cum se explică scăderea electorală a lui Erdogan? Păi, niciun stat european nu a fi văzut un partid care câștigă singur alegerile de 2002 până acum. Au mai existat cazuri, dar asta se întâmpla mai ales în sistemele europene, exemplu cu două partide, unde prin forța lucrurilor, dacă ai două partide mari, pur și simplu, cineva matematic face foarte ușor un peste 50%. Într-un sistem cu 20 de partide, cu tot pragul electoral, n-ai cum să n-ai măcar 3, 4, 5 partide care intră periodic în Parlament și n-ai cum să nu fărâmițezi voturile. Deci performanța oricum este uriașă. Să nu mai vorbim de faptul că acolo se discută în mod serios de fraude, au fost incidente inclusiv violente la vot. Repet, e o țară care pe zona ei occidentală seamănă foarte mult cu Europa sud-estică, da? Din multe puncte de vedere putem să o citim în sensul ăsta, pe măsură ce merge spre est, începe să seamene mai mult cu ceea ce înseamnă Asia și poate că pe undeva, mă rog, vă dați seama, cultura politică pe care încearcă să o impună guvernul de câteva zeci de ani nu e total adecvată nivelului de educație al populației, nu se potrivește cu anumite aspirații. E de înțeles situația așa. Oricum e aproape un miracol electoral faptul că aveam același partid din 2002 la putere și chiar și acum a obținut un scor impresionant totuși. Adică nu putem să spunem că nu e vorba de așa ceva. Da? Când ai în jur de 40%, cred că era, da, cam 40%. Poți să-mi
cu tot ce poți să discuți, cu fraude, cu, mă, asta se mai întâmplă și la noi se discută de așa ceva, nu? Și totuși în deci e un scor totuși extrem de mare pentru un partid care administrează puterea de atâta vreme și care e și el sfâșiat între o opțiune conservatoare, pro-occidentală și seculară și o opțiune reformistă și o opțiune puțin islamistă care, mă rog, culmea e că aici e interesantă chestia, reușește să țină curentul ăsta sub un anume tip de control în sensul în care îi dă o aparență de reușite să o țină așa la nivelul în care, de exemplu, comparabil cu modalitatea în care europenii se raportează la religie. Reușesc să o ții acolo ca variabilă identitară, dar să nu, nu o scoți în față în mod periculos. Dar vă dați seama că presiuni sunt foarte mari pe acest tip de... Și în momentul în care partidul ăsta nu mai reușește pe cartea europeană, pe cartea occidentalizării să obțină succes, s-ar putea ca într-un moment de genul ăsta anumite facțiuni islamiste să capete un anume imbold pe acolo și în fața unor insuccese electorale nu știm ce s-ar putea să ne... Deși, repet, alegerile astea n-au însemnat un insucces electoral, scorul este foarte mare pentru un partid care trebuie să erodeze mult atâta vreme. Tocmai asta da, e problema. În 12 ani s-a erodat. S-a erodat foarte mult. Corupția partidului intens disputată în mass media în ultima perioadă a afectat imaginea. Trebuie să înțelegem un lucru, faptul că HDP, Partidul Turc, a trecut de 10% din electorat, înseamnă că el a fost votat inclusiv de către etnici turci ca el să intre în Parlament. Acolo observație, scuze-mă, ăla nu e un partid, asta e secretul succesului acolo, a început ca un partid kurd într-un fel, dar în final este și un partid al societății civile turce care vede o modalitate de conviețuire, comunitatea kurdă, după niște standarde de autonomie europene, e acolo sunt cumva moderații din ambele tabere. Din ambele tabere, exact. Și de asta e și un partid turcesc pe undeva, foarte gustat de intelectualitatea pro-occidentală. Nu e partidul radicalilor curzi. În niciun caz nu este partidul radicalilor curzi. Dar o parte din votul etnicilor turci care au votat pentru HDP vine și ca un vot de protest pentru Erdogan dintr-un motiv foarte simplu. Erdogan urmărește să obțină majoritate parlamentară pentru a putea schimba Constituția și a transforma țara într-un sistem prezidențial ce și mări atribuțiile. Iar societatea pro-occidentală... După ce acum un an îi convenea regimul neprezidențial, că nu era președinte. Da, deci el a fost premier, a deținut puterea și a terminat conform Constituției mandatele de premier, a devenit președintele Republicii Turce, iar acum are nevoie de o majoritate în Parlament ca să poată schimba Constituția și președintele să devină persoana numărul 1. Iar o parte din cei care au votat cu Partidul Kurd au votat inclusiv împotriva lui Erdogan, tocmai pentru a-i limita puterea. Pentru a-i opri această șansă pe care el o consideră că are să-și mărească puterea. În contextul acesta, Darie, și mai ales vorbind tu foarte bine de puncte de vedere privind european, Turcia sau privind Europa într-o viziune turcă, este Turcia un stat democratic cu aceste măsuri pe care le-a luat sau pe care intenționează să le ia Erdogan, nu seamănă un pic Erdogan cu Putin ca atitudine și ca istorie politică? Seamănă cu Putin din multe puncte de vedere. În sine, Turcia până la urmă este un sistem, repet, cumva autoritar, nu vreau să folosim cuvinte prea dure. Poate într-o anumită măsură s-ar putea să fie un gen de conducere care se și potrivește unui tip de situație pe care o traversează acum Turcia. Pe de altă parte, are un sistem electoral care e gândit ca un sistem electoral european, repet, minus chestia asta cu pragul electoral, care e clar că are anumite ținte, dar acum trebuie să înțelegem și anumite situații de genul ăsta acolo. Teama asta de dispariția statului, de pierderea teritoriilor prin subminări de genul ăsta, e o teamă prezentă la statul turc și o teamă care e prezentă și la multe state europene și dacă o înțelegem la noi, trebuie să o înțelegem și în contextul acela, mai ales că e o zonă, Turcia are o expunere foarte puternică la o zonă extrem de periculoasă din punctul ăsta de vedere. Și interesant e că în momentul de față avem, dacă ne uităm la Parlamentul Turc, așa cum este el după 7 iunie, avem niște opțiuni politice, repede, cele mai mari opțiuni politice din țară, pentru că pragul electoral n-a lăsat niște opțiuni mai mici, mai puțin reprezentative, dar care sunt și alea esența democrației. Vedeți că aici e un paradox pe undeva. Turcia are un sistem de vot, cum îi spunem noi, pe listă, un sistem de vot proporțional. Ei, sistemul de vot proporțional este făcut de obicei tocmai ca să asigure reprezentarea cât mai multor forțe politice și cât mai multor opțiuni politice. De-aia faci vot pe listă. Votul ăsta majoritar în care într-un colegiu câștigă ăla care e primul sau ăla care ia mai mult, este făcut de obicei pe sisteme de două partide sau în sisteme în care vrei să faci foarte ușor guvernul.
Ăla nu e un sistem care să producă ușor guvernul, dar are un prag electoral foarte mare, tocmai pentru a evita opțiunile minoritare nesemnificative și capabile să genereze anumite tulburări. Tocmai în sensul ăsta s-a considerat că se scot anumite tipuri de extremisme în afară și, mă rog, opțiunile astea nesemnificative. În momentul ăsta avem patru partide mari în Parlamentul Turc. Partidul prezidențial pe care îl cunoaștem și care, repet, e și el într-o transformare de imagine, e cel mai mare partid din Turcia. Da, e o discuție întreagă asupra unde se va duce el dacă nu reușește să mai administreze guvernarea ca până acum. Da? Se discuta foarte serios inclusiv modificarea Constituției pentru a mai tempera cumva definirea statului ca fiind un stat strict secular, lucru care, mă rog, iarăși, poate pentru noi nu pare așa de mult în sensul în care raportarea europenilor la religie e mai degrabă indiferentă decât pozitivă sau negativă. Dar pentru zona aia, pentru acel tip de istorie, e o chestiune destul de delicată și da. Inclusiv pentru relația cu Europa. După care avem partidul, al doilea partid, partidul Kemalist. Un partid social-democrat extrem de vechi, dacă nu mă știu, cel mai vechi din Turcia, care reușește să fie pe locul 2 de o vreme încoace, dar nu reușește să facă mari minuni electorale. Iar celelalte două partide, repet, e un partid ăsta al curzilor și al unei societăți civile turce direcționate spre un mod mai european, să zicem, de gestionare relația cu curzii. Și mai e partidul acela naționalist, în sine pro-occidental, dar pe linie cumva de război rece, pe linie NATO, pe linie de a păsta un partid foarte secular, dar care merge din ce în ce mai mult spre un tip de partid de occidentalizator, dar de dreaptă radicală, din anumite puncte de vedere. Deci, foarte multe opțiuni nu sunt din punctul ăsta de vedere. Aici trebuie să spunem că, teoretic, din punct de vedere matematic, toate cele patru partide din opoziție pot forma o alianță în care să obțină majoritatea și să preia puterea guvernului. Și două dintre ele pot să facă, dar ghinionul e că nu se înțeleg nici între ele. Că tocmai acestea două nu se înțeleg, Partidul Naționalist și Partidul HDP Procurt. Bine, există posibilitatea ca primele două, ca procente, să se alieze fiecare în parte cu unul mai mic, cu un procent mai mic și primele două ca putere. Sunt patru opțiuni ideologice total diferite. Imaginați-vă că într-un sistem electoral, exact, să zicem european, ultimele două ar fi fost mai degrabă niște partide mici, niște partide care n-ar fi depășit 10-15%. În sensul că ai un partid de dreapta cu componenta aia islamică, mă rog, da, e explicabil în acel tip de societate, un partid conservator de dreapta ăsta al președintelui, Partidul Social-Democrat Kemalist, care ar fi cumva un partid de stânga secular, cam, mă rog, asta ar fi stânga în contextul ăla cultural, de înțeles, aici n-ai ce să obții altceva, că ar fi și culmea, se întâmplă o mare alianță, iar celelalte două sunt totuși o opțiune gândită în termen de un partid al minorității și al turcilor care vor să regândească relația cu minoritatea pentru a o deconflictualiza într-un fel, și altul partid pro-occidental, dar din ce în ce mai radical pe dreapta, secular, cu o componentă de asta inclusiv pe undeva paramilitară destul de serioasă, chiar dacă deocamdată la nivel strict simbolic. Dar astea ultimele două trebuiau să fie partide cu scor, în mod normal, cu scor mai mic decât opțiunea, de fapt, într-un sistem politic, să zicem, european așa, așezat, în care nu sunt o majoritate. Dar ele deja sunt patru opțiuni ideologice mari într-o țară care își regândește opțiunile ideologice, care a preluat o parte a sistemului politic european și a constatat că pe undeva nu se potrivește și care are și o presiune majoră dintr-o zonă islamistă din Orientul Mijlociu, care probabil că e din ce în ce mai atractivă pentru bună parte a populației. Acum trebuie să ne gândim că toată lumea de acolo, nu știu, se informează foarte bine atunci când e vorba de statul islamic, se informează foarte bine atunci când e vorba de ce ar putea să fie un raport corect între guvernare și religie. Întorcându-ne un pic la imaginea lui Erdogan, hai să detaliem un pic atitudinea lui. Am înțeles vis-a-vis de partide, de parlament, de ideologii și de modul de guvernare, dar să ne întoarcem un pic la el, pentru că se pare că în acești 12 ani el a fost actorul principal în aceste mișcări ideologice și în fața partidului lui. El a ținut controlul în mod serios asupra partidului, i-a asigurat o serie de victorii electorale, a asigurat niște guvernări care s-au erodat totuși destul de puțin, dacă e să ne gândim punctul ăsta de vedere, repet, sub rezerva corectitudinii sistemului electoral din Turcia. Și se discută mult, cum vă spuneam, și de fraude chiar la acest scrutin și chiar de conflicte pur și simplu. În final, Parlamentul European a zis că tot a fost în regulă,
OSCE a zis că tot a fost în regulă, atât cât se putea, nici nu prea puteai să zici altceva, pentru că, repet, la situația tensionată din zonă și la ce știm că am avut în Turcia acum 2 ani... Îți doresc să ai stabilitate în Turcia, măcar. Nu, acum cât de cât a fost un scrutin rezonabil față de ce putea să fie. Deci, din punctul ăsta de vedere, repet, prinsă între cele două zone cu tulburări foarte puternice și foarte periculoase chiar la marginea Europei, Turcia e un aliat important al Uniunii Europene, dar pare că devine din ce în ce mai greu de imaginat un loc al ei într-o construcție europeană. Erdogan a fost foarte multă vreme interlocutorul acestei Europe, cu toate, mă rog, accentele astea de autoritarism pe undeva, cu mici întoarceri așa spre anumite curente islamiste atunci când i s-a părut că are nevoie. Multe de înțeles și din motivații electorale, repet, până la urmă nu poți să negi și o variabilă culturală de genul ăsta, trebuie doar să ai grijă cum o gestionezi, așa fel că Turcia să-și păstreze poziția ei în zona Orientului, care întotdeauna a știut să fie într-adevăr o punte între Europa și Orientul Mijlociu, ținând sub control temperând toate aceste chestiuni. Ei, Erdogan a părut că reușește să facă acest lucru o bună perioadă de vreme. A avut și un succes electoral semnificativ când a devenit președinte. Se pare că după treaba asta n-a reușit să mai țină control asupra guvernului. E și ceva simbolic aici. Când ești obișnuit din 2002 încoace să faci singur guvernul, ți se pare așa că este un mare insucces ce s-a întâmplat pe 7 iunie. Păi, pentru orice sistem electoral european, care are cultura negocierii, căuta o alianță, dar în altă parte, când cealaltă trei partide au stat în opoziție de 12 ani, aia e opoziția, nu opoziția cu o mare. Foarte. Corect. Opoziția cu o mare care ar putea fi înfrântă în probabile eventuale alegeri anticipate, unde Erdogan ar putea să mai capete din nou voturi naționaliste prin ruperea acordului de pace cu PKK și ofensiva împotriva curzilor. Este un plan foarte plauzibil. Că Erdogan a cerut totuși, repet, ceea ce noi am numit guvern de Uniune Națională. Deci pe undeva are un stres cu capacitatea lui de a mai obține peste 50%. Și aici e de înțeles, după 12 ani, erodarea trebuie să se petreacă. S-ar putea să aibă niște probleme chiar cu obținerea scorului pe care o obținut deja. Vă dați seama că în Turcia, deși ca în orice țară cu un anumit nivel de dezvoltare, se fac sondaje de opinie și alte dare, dar imaginați-vă că acolo regimul sondajelor de opinie, mai ales în mediul rural, e foarte ciudat. Adică nu au chiar așa de mult valoare de prognoză când discutăm despre diferențe foarte mici și nu poți să te bazezi atât de mult pe chestiuni de genul ăsta. Și, într-adevăr, probabil că o formulă, cred că formula asta guvernului de consens ar viza inclusiv o apropiere între dreapta și stânga, adică între curentele politice, cum s-ar spune, clasice, în așa fel încât să scoată puțin în afara jocului ideologiile astea mai atipice și care încep să prindă contur și probabil să prindă un tip de simpatie din partea populației. Și probabil că spre așa ceva se îndreaptă, dar e foarte, foarte dificil de văzut de unde se ajunge la un asemenea lucru. Până la urmă vedem că vor fi alegeri anticipate. Repet, nu cred că se hazardează nimeni să facă o prognoză foarte, foarte serioasă pe ce se va întâmpla la aceste alegeri anticipate. Răzvan, mergând mai departe către o zonă în care ți-e place foarte mult, și anume politica externă turcă, haideți să vedem cât de puternică este politica externă turcă în Orientul Mijlociu. Foarte complicat de oferit un răspuns clar, însă realistic vorbind, Turcia are probleme inclusiv de politică externă în Orientul Mijlociu. Începând cu 2002, când Erdogan a venit la putere, politica externă turcă și nu numai în Orientul Mijlociu, la nivel internațional, a fost una de succes. Turcia și-a propus să se poziționeze ca un actor ce mediază conflictele regionale, a reușit să fie o barieră de securitate între Uniunea Europeană și crizele din Orientul Mijlociu și din Caucaz. Pa chiar a înaintat planul de reunificare a Ciprului, bune relații cu Armenia, bune relații cu Grecia. Însă începând cu 2009, când vine din punctul meu de vedere principalul ideolog al partidului, Ahmet Davutoğlu este numit în funcția de ministru de externe în locul lui Babacan, un pro-european convins, un adeptar integrării Turciei în Uniunea Europeană. Din 2009, Turcia alege să joace carta neo-otomanismului pe politică externă, printr-un concept ce implică, conform lui Davutoğlu, în Orientul Mijlociu, s-ar întinde până în Caucaz și zona balcanică, zona unde Turcia vrea să își proiecteze puterea. De aici încep problemele.
Primul pas pe care Turcia îl face în acest sens cu adevărat important pe politica externă regională este ruperea relației cu Israelul, care are loc în 2010, dacă nu mă înșel, după ce în 2009, cu ocazia forumului de la Davos, Erdogan a cerut retragerea, scoaterea Israelului din ONU. Deci e simbolic care echivala și chiar cu negarea dreptului de a avea un stat. Deci, din acel moment, Turcia, care era privită oarecum ca un stat paria în rândul statelor arabe, a reușit să devină un purtător al standardului cauzei palestiniene, păstrându-și în continuare politica sa de mediator regional, inclusiv în intervenția ISAF, intervenția NATO din Afganistan. Turcia a fost un mediator regional, nu a tras niciun foc, conform datelor oficiale de soldații turci, deci au condus trei ori misiuni, a făcut acțiuni de non-combat și a reușit să medieze relația dintre forțele militare europene și localnicii din Afganistan. Dar ușor, ușor, Turcia a reușit să piardă relațiile pe care le avea cu Damascu, deși a susținut inițial regimul lui Bashar al-Assad odată cu revoluțiile din 2011. Primăvara arabă. Turcia a rupt relațiile cu Damascu, a încercat să păstreze oarecum relații bune atât cu Arabia Saudită cât și cu Iran, păstrându-se ca un negociator între ele, dar nu a reușit să devină un negociator regional dintr-un motiv foarte simplu. Dacă ne uităm la dosarul nuclear iranian, Turcia nu a fost implicată ca și negociator, ci Omanul și Iordania mai în spatele cortinei. Relațiile sunt foarte complicate. Am avut două vizite pe care Erdogan le-a făcut în Riad, acolo unde s-a vorbit de întărirea axei sunite. După ce a fost la Riad, Erdogan s-a dus și la Tehran, deși nu a vrut să... i s-a transmis că nu va fi bine primit, s-a dus totuși la Tehran, s-a întâlnit cu Rouhani și a spus că vrea să negocieze relația dintre Arabia Saudită și Iran cu ocazia acordului nuclear. Turcia nu joacă un rol important. De la doctrina zero probleme pe care a avut-o odată cu venirea lui Davutoglu, a început să aibă zero prieteni. Relațiile cu Egiptul sunt la fel, foarte, foarte reci, pentru că Erdogan a susținut frăția musulmană la putere pentru a prelua conducerea la Cairo, însă, după cum bine știm, frăția musulmană a fost dată la o parte de revolta de lovitura de stat armatei egiptene, condusă de Sisi, care sunt apropiate al Arabiei Saudite și nici de cum al Turciei. Foarte important, Turcia are interese să-și mențină bune relații atât cu Iranul cât și cu Arabia Saudită. Cu Iranul din mai multe puncte de vedere, inclusiv economice, pentru că Turcia își propune să devină un hub energetic regional. Și la ora actuală, ca Turcia se poate deveni o putere regională, singurul proiect viabil pentru Erdogan este ca Turcia să devină un hub energetic regional. Are nevoie, dacă Iranul va ieși de sub embargoul economic cu adevărat și se va semna un tratat, nu numai un acord, Iranul poate deveni un exportator de gaze naturale către Uniunea Europeană. Este al doilea stat la nivel mondial ca și resurse. Totodată nici relația cu Israelul nu este una foarte inspirată, pentru că din punct de vedere economic, schimburile bilaterale cresc în continuu. Dacă în 2009 erau schimburi undeva la 2,6 miliarde de dolari, în 2014 erau la 5,6 miliarde de dolari. Ceea ce înseamnă o presiune din punct de vedere economic pentru guvernul Erdogan. Mai apoi, Turcia riscă să-și piardă rolul pe care îl are în militar, în partea de est a Mării Mediteranene, acolo unde exista o triadă militară pe care era cunoscut de către SUA și mai făceau parte atât Turcia cât și Israelul. Turcia ne mai dorim să facă parte din exerciții militare comune cu Israelul. Rolul Israelului în acest exercițiu a fost dat de către Grecia, care Grecia este un adversar tradițional al Turciei în regiune. Ori Turcia nu își poate permite ca rolul strategic al Greciei să crească și cine a crezut că dacă va veni Syriza la guvernare se va schimba această situație? Nu s-a întâmplat deloc. Din contră, Syriza a continuat aceste exerciții și a spus că vrea să atragă inclusiv Egiptul și inclusiv Cipru în realizarea exercițiilor militare. Ori mai apoi, pentru că tot vorbim de energie, dacă Turcia vrea să devină cu adevărat un hub energetic regional, ar cam avea nevoie să fie transitată de către conductele ce pleacă din zona litoralului Israelului, acolo unde s-au descoperit noi resurse de gaze naturale. Ori acum se află într-un paradox. Relațiile cu Israelul sunt foarte înghețate, ceea ce ne face să credem că nu vor mai fi atât de reci într-un viitor nu foarte apropiat.
Dacă Erdogan va mai fi la putere, probabil că aceste rații nu vor mai atinge nivelul celor din 2009, atunci când guvernul Ankara, care îi lăsa pe israelieni să treacă spațiul aerian și să facă exerciții militare simbolând atacarea Iranului. Dar din punct de vedere economic și geostrategic, Turcia ar cam avea nevoie de o relație mai deschisă cu Israelul. Bun. Dar în afară de Siria și Irak, care sunt alte posibile surse de insecuritate pentru Turcia? La nivelul Orientului Mijlociu, mai toate statele care sunt non-guvernabile sau urmează să fie non-guvernabile. Știți care e paradoxul aici? Că Turcia până la un moment când s-a schimbat ministrul de externe, cum bine punctă și Răzvan, a mers foarte mult pe cartea pro-europeană și atunci era aliatul Europei și al Americii în zonă, era puțin afectată de fluxurile negative care au venit pe Orientul Mijlociu, pentru că acolo oamenii aveau o relație clară cu Turcia. Turcia e stat european, nu este de-al nostru. Dar, mă rog, era folosită ca plus resentimentele teritoriu de perioada otomană. Da, teritoriul de schimbat prizonier, cum era Viena în timpul războiului rece. Și situația era clară, adică lumea nu avea pretenții de la Turcia. Ei, Turcia, la un moment dat, când joacă iar această carte otomană, mă rog, cartea neo-otomană, și o joacă inclusiv la nivel cultural, la nivel de diplomație culturală, toată nebunia asta cu Suleiman Magnificul, cu Moschea, nu e glumă. Europa de Est e, zona balcanică, inundată de muzică turcească, de seriale turcești care sunt centrate și pe aspecte istorice, pentru că burse prin studiul otomanismului, studiul istoriei otomane, fiind și aia o perioadă interesantă, care tot așa media între o Europa care la un moment dat părea că face presiune asupra lumii islamice, pe urmă era presată de lumea islamică, totuși Imperiul Otoman întotdeauna a ținut pe undeva un echilibru între niște variabile culturale și a reușit să fie poarta Orientului sau pentru lumea arabă era poarta Occidentului, dacă e să o luăm în felul ăsta, depinde cum gândim direcția geografică. Ei, și a încercat să se întoarcă la genul ăsta de perspectivă pentru a-și accentua zona asta sau poziția asta de putere regională. Și se pare că de la un moment încolo s-a fisurat puțin acest joc pe linie de diplomație dintr-un motiv foarte simplu, că odată ce te-ai orientalizat pe undeva la fel și ai încercat să intri în comunitatea statelor din Orientul Mijlociu, începi să cazi în tensiunile din interior, pentru că și aia, deși din afară o vedem ca o lume așa, lumea asta islamică, ușor, o vedem cumva unitară, cumva monolitică din punct de vedere cultural, în realitate este o lume foarte fărâmițată, foarte mișcată între diverse direcții culturale, religioase, etnice, povești istorice de multe ori mai vechi și mai chinuite decât ale Europei, pe care le cunoaștem doar mai bine decât le cunoaștem pe ale celor de acolo. În așa fel încât la un moment dat Turcia s-a trezit băgată într-un conflict în care, unul latent, așa vorbim, pe care nu știe să-l gestioneze pentru că nu l-a gestionat niciodată. La un moment dat a stăpânit zona cu Imperiul Otoman și nu s-a uitat foarte mult la supușii de sub ea și atunci visa tot la Viena, Paris, Berlin și așa mai departe. După care a fost anticamera Europei și a Americii în zona asta și dezamăgirea a venit atunci din faptul că în mod repetat dinspre Uniunea Europeană îi se dau semnale că nu poate fi integrată. Din cauza, mă rog, unor, repet, definiri identitare, culturale pe care Europa nu putea să le gestioneze și s-a dovedit că Europa a avut dificultăți majore în a gestiona și Estul Europei, care bună măsură a rămas și neintegrat și acum ne trezim și cu un conflict în Ucraina, tocmai în condiții în care se discuta foarte serios să se rea niște negocieri mai serioase cu Uniunea Europeană. Deci pentru Turcia nu era nicio șansă. Când n-a mai fost nicio șansă, Turcia a decis să deschidă acest joc al neo-otomanismului pe care l-a aplicat pe direcții multiple. Era și într-o perioadă de dezvoltare economică destul de serioasă încât părea că poate și să financeze tipul ăsta de atitudine și să devină un actor economic foarte puternic în regiune. Da. Iar pe zona asta cu acțiunea militară împotriva statului islamic, dincolo de faptul că ea ofera ocazia să camufleze și niște reglări de conturi cu niște grupări kurde, trebuia să dea și un semnal în zonă că în contextul în care Orientul Mijlociu contestă o Turcie care se plecase spre Orientul Mijlociu, trebuia să arate că, uite, noi și Iordania suntem cam singurele forțe din afară care au în serios această chestie și am hotărât să punem piciorul în prag și pe fondul unei anumite răcire a relației cu Statele Unite. Adică trebuia să arate că, în continuare, ea fiind un stat și capabil din punct de vedere militar, trebuie să spunem treaba asta, pentru statele din regiune, e totuși un stat bine dotat din punct de vedere militar. Interesant însă, pe de altă parte, este că în măsura în care Turcia se orientează spre statul islamic,
și din zona este europeană, multă lume se uita la Turcia ca la un pol de sprijin în contextul în care situația din Marea Neagră din ce în ce mai conflictuală. Chiar dacă deocamdată discutăm doar de estul Ucrainei, dar într-un context în care, așa, pe o proiecție de termen lung, Turcia pare o garanție a faptului că nu se poate întâmpla ceva mai rău aici, pentru că e de partea bună a istoriei. Deci uite că Turcia nu că n-ar fi de partea bună a istoriei sau de partea Europei în chestia asta, dar pare să nu fie deloc interesată de această problemă. Fac o paranteză, dar e mișc un pic din nucleul discuției noastre. Apropo de acest stat islamic, de ce nu intervine Statele Unite la modul hotărât și clar, da, și decisiv acum, când a încercat să o facă de atâtea ori în secolul, sau cel puțin în ultimii 50 de ani, în probleme poate mai puțin periculoase și mai puțin cu mai puțin pericol decât realizează acum statul islamic? Păi, e greu de spus de ce nu intervine, dar în primul rând discutăm de faptul că încă nu suntem capabili să avem o definire certă asupra ce ar fi acest stat islamic. Adică e o chestie și puțin caragioasă pe undeva. Avem de-a face cu o organizație teroristă care și-a pus denumirea de stat în nume, în așa fel încât induce pe toată lumea în eroare, dar uite că se extinde teritorial. Deci e o chestie care trimite la un conflict cu organizație teroristă, dar o organizație care recrutează într-un mod mult mai performant decât Al-Qaeda, da? Care reușește să producă un tip de simpatie inclusiv într-o zonă în care reușește să recruteze persoane din țări în care ai fi crezut că virusul ăsta nu s-a extins. Da? Să nu uităm că e un flux întreg de cetățeni din Franța, din Germania, din Marea Britanie, care vin acolo, stau 3 luni, pe urmă se întorc. Asta, turism, e, nu, turism, asta este un fenomen, nu e un fenomen terorist în sensul în care erau alte fenomene teroriste care aveau baza în zonă, pur și simplu. Asta e un fenomen pe care eu îl denumeam la un moment dat un fenomen de tip pirații din Caraibe. E un fenomen în care o grămadă de oameni care au anumite legături cu zona asta, pe zona religioasă, etnică, nu știu, minorități din țări europene nemulțumite, dar simpatii de tipul ăsta, potențate de existența acestui nucleu acolo, se duc, își fac stagiu pe acolo, merge, nu merge, se mai întorc, se mai duc. Are un potențial de infiltrare deosebit de periculos, mai ales că este și alimentat inclusiv dinspre anumite segmente sociale din Occident. Adică nu e o chestie care pur și simplu vine de acolo, dinspre răsăritul, da? Amenințător. Conduce către schimbarea paradigmei terorismului internațional. Da, adică deja se schimbă schimbarea de paradigmă, nu? Se schimbă paradigma, că Al-Qaeda a însemnat o schimbare de paradigmă. Deci deja e o situație foarte greu de înțeles. Un fel de turism terorist, așa. Da, și care trimit are în spate un zel de ăsta religios bine marketizat din foarte multe puncte de vedere, care a produs o dezordine totală în sisteme care altfel erau destul de bine așezate și acum începem să ne întrebăm serios, dincolo de, mă rog, nu știu cât de corect politic e sau nu, dar începem să ne întrebăm foarte serios dacă nu cumva este și ăsta un efect al celebrei primăveri arabe, care în final a destructurat niște state care se mai secularizaseră, se mai militarizaseră, dar reușeau să capete măcar la nivelul elitei o aparență europeană, un potențial de dialog cu lumea europeană, și care odată ce au căutat ieșirea din niște regimuri autoritare, de bună seamă că nu erau cele mai fericite pentru populația locală, s-au cufundat în niște zone mult mai periculoase, inclusiv pentru populația locală, și iată, vedem efectul cu sute de mii de refugiați care vin din Orientul Mijlociu până în Nordul Africii, încearcă să treacă Mediterana. Deci, în final, se pare că modelul ăsta al primăverii arabe, atât de salutat la vremea aceea și de mass media internaționale, că vedeau acolo un nou est european care se îndreaptă spre democrație, nu avea suport popular, nu avea același tip de cultură politică, clar, nu avea genul de înțelegere a unui sistem democratic, nici măcar cât era în estul Europei în anii 89, și atunci începem să ne punem foarte serios problema dacă nu cumva de aici a apărut chestia. Pe de altă parte, premiza, și apropo, dăm voie să fac o paranteză, premiza aceasta că orice stat din lume, dacă îi creezi câteva condiții elementare, poate să devină un stat democratic, este o premiză nu se crease nicio condiție, ba mai mult, maximul punct de occidentalizare de până atunci erau tocmai aceste regimuri cumva militarizate, cumva autoritare, dar care păstraseră niște chestii în care totuși Siria era o țară în care se putea trăi, era o țară în care se putea face comerț, Egiptul era o țară în care se putea face comerț, se făcea turism, se putea trăi. Cum spun, față de situația de acum e absolut, da, regretabil. În loc să vine vara, după primăvara vin iarna. Păi da, pe de altă parte, vedem că și în zona asta a Irakului, ca totuși n-au apărut rezultatele așteptate ale intervenției americane, nici în sens de democratizare
Aici a fost o problemă foarte mare. Și în al doilea rând vedem că sub acea aparentă reușită a operațiunilor, odată ce s-a retras armata americană, au apărut aceste grupări care au dat după aceea naștere statului islamic în consonanță cu alte grupări din zonă. Și întrebarea este unde a fost acel defect? La nivel de inteligență, la nivel de nu știu ce, paradoxul, în care nu s-a văzut că oamenii ăștia erau pe acolo. O armată de 100.000 de oameni nu apare din nimic. Păi, de fapt, este fost armata lui Saddam Hussein. Paradoxul situației vine că Statele Unite tocmai au încercat să facă ca în Irak să se respecte democrația. Și ce au făcut? Au făcut alegeri libere, iar conform majorității au câștigat grupările politice șiite. Grupările politice șiite au venit la putere la Damasc și au marginalizat grupările politice sunite, inclusiv fost armata lui Saddam Hussein. Și de aceea s-a plecat. Practic, statul islamic este construit într-o bună parte pe fost armată a lui Saddam Hussein. Deci, cu alte cuvinte, izvorul acestei instabilități extrem de puternice este național-socialistă seculară și care brusc... Nu este Statele Unite, este o serie de evenimente care au avut loc în Orientul Mijlociu, chiar în scopul democrației. Păi, asta am început să spun, asta intervenția Statelor Unite în Irak în două rânduri și destrămarea regimului Saddam Hussein, practic a dus un serie de etape la această situație. Nu, asta era de așteptat. Asta au mai fost intervenții care până la urmă nu au reușit să ducă până la capăt democratizarea. Păi, la poate să fie vina Iranului. De ce numai Statele Unite? Pentru că Iran este regimul civil de la Damasc care a făcut această rupere. Nu e vina, între ghilimele, a ocupantului occidental faptul că după ce s-a făcut o intervenție împotriva unui regim dictatorial, totuși populația nu susține un sistem democratic. Cultura politică a populației locale nu poți să o crezi cu armata, nu poți să o crezi cu jandarmeria, nici nu puteai să-i lași pe aia să stea acolo 50 de ani pentru că tot nu ajunge la acest rezultat. Deci s-a văzut că la nivel de formă s-au organizat alegeri, s-au încercat niște conectări la economia internațională, la niște rețele sociale internaționale și odată ce s-a plecat de acolo crezând că niște forțe locale pot să preia o serie de atribute ale guvernării, uite ce s-a întâmplat. Dar asta arată o, mă rog, mare problemă în a înțelege și specificul zonei și anumite pe chestiuni culturale. E și mult artificial acolo în zona asta cu statul islamic. Adică învelișul ăsta religios vine într-adevăr peste nemulțumiții din fost armata lui Saddam Hussein, peste niște pături sociale care e clar că aveau, cum să spune, meșteșugul armelor, că nu l-au învățat atunci într-o lună, două luni. Dar repet, marele eșec aici n-a mai fost în final lipsa de democrație din Irak, da? Asta era până de așteptat. Marele eșec a fost că de pe undeva a reușit să adune o armată pe care n-a sesizat-o nimeni și care brusc a scăpat de sub control și a reușit să infecteze și o serie de state din zonă, în așa fel încât acum s-a ajuns la situația asta stranie cu Siria, în care la un moment dat comunitatea internațională voia să-l dea jos pe Bashar al-Assad și acum ne dăm seama că în contextul ce se întâmplă acolo poate să mai stea puțin, nu chiar îl susține nimeni, dar poate să mai stea puțin pe acolo, că măcar să se întâmple cât de cât, să mai existe Siria. Și pe cine să pună locul lui? Cine își mai asumă acum să facă o chestie de genul ăsta? Și întrebarea rămâne oarecum deschisă, de ce Statele Unite nu se întorc acum să rezolvă o problemă la care au pus, iată, o mână importantă ca origine a situației. Statele Unite se implică în combaterea statului islamic și a luptei împotriva acestei grupuri. Acum trebuie să înțelegem și fenomenul ăsta. Asta e o chestie care se întinde pe vreo 3-4 state din zonă. Ce să faci? Să le bombardezi? Să dai cu bomba nucleară? Acolo e și populație civilă, toți refugiații ăștia de acolo vin. Până la urmă, nu e un stat, deci se numește statul islamic, dar nu e nici chiar o organizație așa. Poți să le atași niște tabere, asta face Iordania, asta a făcut și Turcia până la urmă, care cunosc oricum mai bine terenul și cum deosebești între populația locală și activii din organizație, între simpatizanți, populația locală și activii din organizație. Plus că într-un asemenea context și niște costuri politice. O intervenție a Occidentului implicită a Statelor Unite riscă să crească simpatia pentru statul islamic la nivel regional. Pentru că să fim realiști, toate problemele regiunii pleacă din 1916, de când s-au tras acele granițe cu Pixul. Da, mă rog, lucrurile trebuiau lăsate oarecum așa cum erau acum 15-20 de ani și făcut un pic construit un altfel de viitor. Dar probabil că, uitându-ne în urmă, ușor să vedem, să spunem păreri. În concluzie, domnilor,
Vă propun să vorbim un pic de posibilitatea constituirii unui stat kurd în Orientul Mijlociu. Hai să ne focusăm un pic pe această idee. Darie? Aceasta este cam cartea aia pentru copii cu aventurul Habarnam. Aici e vorba de o chestie între probabil și posibil. Nu știu ce ar trebui să discutăm mai mult, probabilitatea sau posibilitatea. O presiune dinspre comunitatea kurdă, iarăși ea răspândită în vreo trei state și care ar putea să genereze un teritoriu cu un asemenea potențial, există în mod evident. Pe de altă parte, o regândire a sistemului de granițe în zonă, mi-e teamă că ar complica și mai mult situația zonei respective, pentru că, vedeți, un stat nu înseamnă doar o etnie, un stat înseamnă, mă rog, și un tip de infrastructură politică și un tip de infrastructură administrativă, o identitate socioculturală, deranjamente pentru statele de la care s-ar lua teritorii pentru așa ceva și deocamdată, vă spune, marele punct de încercare e Turcia, în mod evident. Dacă Turcia nu exista în calculul ăsta să aibă o problemă cu o minoritate kurdă semnificativă, probabil că un stat kurd apărea până acum. Dar marea dificultate a fost aici. Adică nu cred că riscă nimeni să facă un stat kurd pentru a arunca și Turcia în aer sau relațiile cu Turcia în aer. Deci probabil că aici formula este într-adevăr una de autonomii lărgite în diverse zone și un tip de negociere cu comunitatea kurdă în Turcia, în măsura în care treptat se poate construi de ambele părți o cultură politică a cooperării și a înțelegerii unui tip de autonomie și dinspre Ankara și dinspre minoritatea kurdă, cu toate poveștile care știm că s-au întâmplat. Pe de altă parte, cu cine să negociezi un statut de stat pentru alte state, pentru Siria, pentru Irak? Minoritatea kurdă are un comportament, să spunem, eroic în raport cu statul islamic zilele astea. E printre comunitățile cele mai apropiate aspirațional de Occident, dacă ne gândim, și cultural de Occident din zonă, chiar dacă civilizațional, prin natura faptului că au fost mereu cumva marginali în cam toate statele astea, nu au beneficiile pe care le au occidentalii de la civilizație, dar, repet, aspirațional sunt o carte pe care se poate miza, dar, mă rog, e greu de configurat ceva în momentul de față în Siria, în Irak, în contextul în care deja Siria și Irakul sunt pe undeva niște abstracțiuni de pe harta, de pe planiglobul din atlasul geografic, nici nu ne dăm seama în momentul de față ce control efectiv mai au autoritățile pe Siria, pe Irak și așa mai departe. Dar, repet, marea problemă a existenței unui stat kurd este într-adevăr Turcia și Turcia are dreptul să-și protejeze până la urmă propriul teritoriu. Corect. Răzvan? Turcia rămâne marea problemă, însă presiunea acum trebuie să se coordoneze numai în câteva state din Orientul Mijlociu, este chiar și în Occident. Acum un an jumate, doi, cam peste 3.000 de persoane kurde protestau împotriva lui Erdogan prin Berlin. Există mai multe scenarii. Unul dintre ele ar fi cea acum autonomie lărgite în Siria și în Irak. Un alt scenariu ar fi constituirea unui stat kurd, dar care să nu afecteze integritatea teritorială a Turciei. Probabil rupând undeva teritorii din Siria și din Irak. Ar fi un compromis de ultim moment, care până la urmă ar fi o relație win-win în relația Kurzi-Ankara. Da, exact ce Turcia nu vrea, pentru că Turcia de ce se teme acolo? Se teme practic, categoric, da. Curzii ei, cum să spune, sunt cei mai așezați, pentru că Turcia e cel mai funcțional stat din regiune. Deci, practic, orice imbold administrativ, capacitate managerială, resurse, cam de acolo ar veni. Da. Și apariția unui stat, fie el și nominal, cu bucăți din Siria, Irak pentru curzi, ar duce în mod absolut natural spre constituirea unei asemenea zone care să lipească de așa ceva în Turcia, mai ales că acolo, repet, ar fi populația kurdă cea mai apropiată de ce înseamnă o populație civilă cât de cât dezvoltată din ziua de astăzi. Și ar pune o presiune foarte mare pe Ankara, da. Da. Adică aici teama cea mai mare nu e o soluție pentru Turcia să se facă la alții un stat kurd. Dimpotrivă, evită chestia asta cu orice preț și în sensul ăsta sprijină total integritatea Irakului și a Siriei. Adică, fapt pentru care intervenția împotriva pe KK din Siria este evidentă. Dar este un scenariu plauzibil, mai ales dacă nu știu ce se întâmplă în Irak, stat care este divizat practic în trei părți la ora actuală. Da, asta ar presupune că totuși comunitatea internațională vrea să dea ceva curzilor pentru, nu știu, efortul luptei împotriva statului islamic sau
că există un lobby curd în Occident. Mie mi-e teamă că totuși comunitatea internațională nu e foarte sensibilă la chestiuni de genul ăsta. Adică nu trăim într-o comunitate internațională idealistă cât să se gândească la chestiuni de tipul ăsta și costurile ar fi prea mari din acest punct de vedere. Da, și din păcate nici interese neapărat de resurse sau strategice nu sunt legate exclusiv de un posibil stat curd. Cum au fost alte intervenții acolo unde aceste zone strategice au intervenit? Da, și aceste intervenții s-au făcut întotdeauna pe formatul statului deja existent. A fost întotdeauna mare grijă ca conturul, da, respectivului stat să nu aibă de suferit, tocmai pentru a nu exporta conflictul și în altă parte. Orice rearanjare a granițelor în momentul ăsta, cam pe oriunde pe planetă, are un potențial destul de neplăcut în Orientul Mijlociu cu atât mai mult. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în această ediție a Obiectiv Strategic. Vă mulțumesc pentru încântarea cu care ați vorbit și de ideile vehiculate. Vă mulțumim și vouă, dragii noștri, că ne-ați urmărit. Ați urmărit o nouă ediție înfierbântată un pic din Obiectiv Strategic și în același timp vă dorim în continuare o seară frumoasă. La revedere!